Mulțumesc foarte mult pentru invitație, să vă rugăm să mă mână. Și o să fie o prezentare destul de scurtă, la un PowerPoint, o să încerc să fiu destul de succint și de clar. Dar, în primul rând, e o bucurie pentru mine să fiu aici, știu că mai pot să invitat un proiect și n-am reușit să ajung. E o ocazie foarte bună să iau contact cu dumneavoastră care reprezentați o industrie foarte dinamică și care, pe care nu muncim destul de mult, cu rezultate bune pe care le putem discuta, dar nu știu că mulți din timpul meu și al instituției mele și mă bucur că ne putem întâlni, că pot să ascult direct care sunt problemele noastre, cum se văd lucrurile din punctul nostru de vedere. În același timp, e o ocazie și pentru mine să explic cum se văd din punctul nostru de vedere. Eu am fost rugat să vorbesc de modul cum vom transpune noua lege în piață. Asta evident că vom face împreună cu ANR-ul, sau cu unul de face reglementatorul și ministerul, care sunt instituțiile care trebuie să gândească politica în domeniu. Noi avem un rol, să spunem, de suport în zona asta. Da, cum avem mie rolul de a face prezentarea asta și să vor fi lucruri care sper că o să o placă, dar trebuie să lucruri nu o să o placă în ceea ce să vă spun. Asta e. Asta e tipul. Pentru cei care probabil mă voi repeta pentru unii din sală, dar o să vă trec un pic prin rolurile pe care le au diferite instituții și procedurile pe care le avem. Deci, cu riscul de a plictisi puțin pe cei care știu, dar sper că sunt lucruri care vor fi utile pentru cei care nu le știau până acum. Consiliul Concurenței, cum spuneam, nu face politica în zona de energie. Da? Pentru asta avem reglementatorul, ANR și, bineînțeles, va fi alături de noi și reprezentantul Ministerului. Da? Ei trebuie să gândească ce e bine pentru România să se întâmple în domeniul nostru de activitate. Unde intervenim noi? Intervenim pe chestii foarte procedurale. Da? Deci, pe termen, nu pe oportunitate, nu pe ce e bine, ci pe respectarea anumitor pași și anumitor reguli. În special, este vorba de ajutorul de stat. Dumneavoastră credeți sub incidența acestei preocupări, pentru că, evident, cheltuielile verzi sunt o măsură de sprijin. Da? Deci, cumva, autoritatea publică sprijină industria noastră. Și existând această suspiciune, această posibilitate de a fi considerată ajutor de stat, atunci intervine Comisia Europeană, care e cea care, în general, împiedică statele să dea ajutoare. Da? Deci, în general, Comisia Europeană nu vrea ca statele să intervină în piață, să distorsioneze piața ajutând pe unul și pe. Și pentru că nu are, Uniunea Europeană, pe ansamblu, nu are încredere în state, să respecte principiile astea de ele singure. Da? De asta regulile de ajutor sau decizii prin ajutor de stat nu se luau iau la nivelul statului membru, ci se iau la nivelul Uniunii Europene la Bruxelles. Iar numele de instituția mea, suntem un canal de comunicare între statul membru România și Comisia Europeană. Și atunci, ceea ce ne obligă pe noi tratatul, și, din păcate, România încă nu e foarte abilă la a respecta modul de lucru, să spunem, al Uniunii Europene. 5 ani proiect de experiență scurtă și n-am reușit, la nivel administrativ și la nivel politic, să integrăm modul în care funcționează Uniunea Europeană. Deci, în principiu, noi trebuie să anunțăm tocmai când avem măsuri care ar putea fi considerate ajutor de stat, asta trebuie anunțat înainte la Bruxelles și discutate cu ei și transpuse în legislație de-abia după ce există acordul. În România, pe zona asta de regenerabile și pe altele, nu reușim să respectăm din mod ăsta și, de obicei, noi venim întâi și dăm legea, după care luăm legea și ne ducem la Bruxelles și spunem nu e așa că e bună legea noastră. Ceea ce creează, unul, durează ceva timp până când Comisia spune da sau ba, doi, creează o anumită frustrare pentru că oamenii spune ba. Și ne trezim cum a fost în 2008, când dumneavoastră pe bună dreptate clamați că ne dăm o lege aprobată de Parlamentul României, de ce nu o puneți în practică, și noi, ANR-ul și cu noi, vă spuneam, nu putem să o punem în practică, ne pare foarte rău că înțelegem frustrarea noastră, dar noi nu putem pune în practică până când nu ne aprobă Comisia Europeană. Procesul ăsta a admit că a durat mult prea mult, ne-a luat 3 ani de zile din momentul când s-a dat legea în 2008 până când am reușit să obținem cum acceptul Comisiei Europene. E un proces un pic inexplicabil pentru mine ce a durat așa mult. Eu am venit personal de la un loc la mijloc din 2009, început mandatul la mijlocul 2009, deci sunt lipsesc unele detalii și admit că ne-a luat, că e inadmisibil să stai 3 ani
de zile ca să spui ce se poate aplica și ce nu se poate aplica. Deci asta e partea unde văd eu vină a sistemului nostru politico-administrativ. Pe de altă parte, și, bun, ai 2008, a fost 2008, dar deja acum suntem la a treia modificare a legii. Deci am mai modificat doar în 2010, parcă. După aceea, în 2011, în primăvară, am obținut ok-ul Comisiei Europene pe partea celor ok, am dat o ordonanță în 2011. Cea după mine este, dar vezi, schimbarea legitimă. Deci, atunci, o am de la Comisia, ne-a zis ceva, ne-am apucat și am spus, sunt un act normativ, o ordonanță de urgență. Dar, deci, atunci, pe mine, am procedat cum trebuie. După care, desigur, am în 2000 ordonanța de urgență ajuns în Parlament, s-a transformat în lege de aprobare a ordonanței și au apărut noi idei. Bun, aceste noi idei vor trebui să treacă până la Bruxelles, îmi pare rău. Sunt o serie de, ce-mi spun experții noștri, unde ce destacă la Bruxelles sunt mai lucrurile care au treabă cu ajutorul de stat. Deci orice, din punctul nostru de vedere, orice prevedere introdusă nouă în legea de aprobare a ordonanței, care nu ridică suspiciul de ajutor de stat, poate fi pusă în aplicare imediat. Însă, cele unde există această posibilitate de a fi considerat de ajutor de stat, opinia noastră de pe AGV și pe Minister va fi să nu fie operaționalizate până când nu avem un semnal de la Comisie. Cele pe care le-am identificat noi, ca ridicând aceste suspiciuni de ajutor de stat, sunt faptul că acordăm un certificat suplimentar pentru biomasa provenită din deșeuri forestiere. Eu pe fel subiecte și pe aceste vânt în principal, dar din celor din sală nu sunteți noi oameni implicați în vânt, așa că ating toate subiectele. Doi, modificarea regulii cumulului celor care au primit ajutoare, deci granturi de la Ministerul Economiei, sau de la Ministere, că nu numai Ministerul Economiei, nu e fondul de lucru, deci care au primit ajutoare de stat prin scheme de ajutor de stat și certificate de drept. Trei, modificarea privind aplicarea măsurilor de ajutare nu certificate în cazul în care rezultă din monitorizare supracompensare. Știți că legea acum spune că avem un nume certificat de care a fost acordat prin lege și a fost aprobat de Comisie. Cine intră, cine investește, cine începe să producă, produce pe regulile astea și va merge pe până la capătul schemei, dar face o monitorizare anuală și dacă constată că, de fapt, previziunile noastre au fost prea pesimiste și, în realitate, profiturile sunt mai mari decât cele care erau estimate, atunci măsura de sprijin va fi redusă, sau schema, nu încercare, va fi redusă pentru cei care intră ulterior în ce se producă ulterior. Aici, legea, știți că ne-a spus, domnule, nu ajustați înainte de 2015, în general, și 2014 la solar. În fine, patru, constituirea fondului de garantare, de care a vorbit doamna Minicuță, și cinci, legat de notificarea pentru, sau de capacitățile mari de peste 125 de megawatts. Deci astea sunt domnule care ne ridică nouă semne întrebare. Partea bună este că, dacă vă uitați, mai toate nu au o relevanță imediată. Adică faptul că noi o să mai trebuie să proiect să așteptăm câteva luni să vedem dacă regulile astea noi puse în lege pot fi aplicate sau nu, nu vă va încurca pe dumneavoastră, pentru că nu au relevanță acum în câteva luni. Dacă le-aș lua pe fiecare certificatul suplimentar pe biomasă, aici, desigur, ne vom baza multe, exclusiv de baza pe cal. Calculele le va face AMR-ul, dar desigur o să-i sprijinim și noi. Va trebui să dovedim la Comisie că acest certificat suplimentar are o logică economică și nu duce la niște profituri excesive ale operatorilor. Ceea ce vreau să vă spun, numai în sensul, adică ceea ce vreau să rămâneți din prezentarea mea, repet, nu e o chestie ipocrită, vreau să aud pe dumneavoastră, vreau să înțeleg problemă. Da, încercați să le înțelegeți pe ale noastre și să nu cereți luna de pe cer, pentru că nu o să putem de multe ori să vă dăm. Deci, sigur, noi trebuie să mergem la Comisie și să dăm niște cifre. Comisia nu era bunăvoită și a fost, cred eu, foarte înțelegătoare cu România pe subiectul ăsta. Da, nu poți să duci chiar cu orice cifră. Da. Pentru că Comisia nu e nici aplicată din luna. Se uită la, suntem 1, 2, 7 state membre, mai sunt încă 5 în afară de noi care au
certificate verzi. Deci comisia mai vede cifre și în alte părți. Deci nu poate să vin că în România lucrurile s-au făcut totuși cu totul diferit. Sunt prețuri de nu cred că putem susține că prețul unei tehnologii unde am o piață globală, nu văd de ce o centrală lui Vesta, da, stația lui Vesta m-ar costa mai mult în România, decât mă costă, nu știu, în Scoția. Mult mai mult. Sigur, 10%. Pot să spun, probabil, România o țară mai riscantă, are costul de finanțare mai mare, asta pot să susțin în mod rațional. Da, dar de fapt, n-am cum să spun că motorul ăla în România o să coste mult mai mult decât costă în altă parte a Uniunii, nu văd logică. Bun, nu avem o piață europeană energie. Da? Da. Nici nu poate fi complet decuplată România de la ce se întâmplă în restul lumii, dacă crește prețul electricității în Europa, e destul de puțin. Probabil să argumentăm noi în România că prețul electricității o să fie foarte jos și că atâta trebuie să dăm foarte multe certificate ca să se finanțeze asta. Asta unde știți, e o doză de realism în lucrurile pe care le trimitem la comisie. Nu e o știință exactă, bun, sunt predicții, nu poți să fii super sigur, dar trebuie să fie într-o zonă de rezonabilitate. Doi, în ceea ce privește cumulul, aici un punct pe care comisia a insistat mult, ideea că nu poți să primești, nu poți să sugi de la două poizoane. Da? Deci nu poți, dar poți să iei și bani la Ministerul Economiei și iei și certificate verzi ca și ăla care nu a luat ajutor la Ministerul Economiei. Da? Deci undeva, ori meșlocare, ori de alta, bun, aveți o formulă să le combinăm, cei care știu istoria și la un moment dat ne gândeam o formulă radicală, ziceam ori, mi s-a spus nu, distrugeți schema la Ministerul Economiei, nu o să mai termină să ia bani de acolo, ok, ne-am dus înapoi la comisie și am venit cu formula asta în care s-a găsit o compensare, da? Se duce numai certificate în funcție de câți bani ai luat de la alte scheme suport. Nu cred că la principiu să va putea renunța. Poate ne putem uita, bun, la noua formulă care a fost introdusă acum în Parlament, nu știu că a fost amendamentul, tot un deputat ulterior, președinte Zvonea. Ok, o să dau calcul, o să vedem ce rezultă din ele. Sunt unii care spun că e mai defavorabil, de fapt, decât varianta inițială. Am siguranță și pentru schimbările din România și pentru eventuala intervenție a comisiei ulterior. Deci o care mai coșer, sigur. E mai sigură pentru toată lumea. Și noi încercăm să o facem pe cât se poate rapidă. Și doi, în lege sunt băgate numai prevederi care, cred eu, nu dezavantajează foarte mult operatorii care merg pe această cale individuale, pentru că grosul sprijinului îl pot primi imediat, da? Deci nu le creează, asta a fost gândirea, să nu le creăm o problemă de cash flow. Deci cam astea sunt lucrurile și bune și poate mai puțin bune pe care vreau să le spun. Orizont de timp, noi încercăm în săptămânile, chiar pe săptămâna următoare, să trimitem documentația la comisie și sper să avem semnale de la ei undeva într-o lună, o lună, o lună și ceva, o să vedem unde nu au nicio obiecție sau vedem care sunt zonele unde au semne întrebare și atunci urmează niște întrebări suplimentare. Nu știu că vă garantez că nu se va repeta aici în 2008, suntem în lumea 3 ani de zile. O să fim cât se poate de iuți, dar anunțăm și noastră de proceduri administrative, birocratice și la Roș, și la București, dar și la Bruxelles. Și asta va dura câteva luni. Vă mulțumesc mult și vă spun atât.